Dacă ar fi să numim un singur lucru, un lucru important și bun, să-i spunem, care s-a întâmplat în România anul ăsta, ați avea ce să spuneți? Cum catedrala. Nu e gata. Nu e gata. Am trecut astăzi pe lângă ea. Nu e gata. Ai fost la... N-am prins în față și am rămas în spate la noroi. Până se gândesc colegii mei la întrebare, am să recunosc că pentru cei care ne privesc pe telefoanele mobile, poate unii, da, chiar pe WC-ul, chiar, pentru că da, acum așa, da, 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 vezi, da, neața, da, pe WC-ul, da, nu știi niciodată, unii pun telefonul așa cât îl hrănesc pe la micu, nu mai vezi la televizor neapărat. Să știi că a fost foarte mare presiune cu prima întrebare, nu știu dacă rezistăm. M-am simțit, noi am avut întâlnirea... Hai că ne și relaxăm la un moment dat. Am avut întâlnirea de 20 de ani, anul ăsta, știu, nu o să credeți, dar am 38. Și nu 40? Exact așa, asta a fost cadența cu care am vorbit toți. Deci toți colegii mei și fiecare zicea: mamă, stai, eu n-am zis de copii. Dar să zic și de copii. Celălalt zicea: băi, am zis de copii, dar trebuie să zic și de... Și de soție. Neapărat. Și a fost până la ultimul, eu sunt cu o, vă dați seama că eram aproape de coadă, până la mine era presiunea imensă. Adică n-am avut la... Da, dar tu ai avut timp să te gândești ce spui? Hai și tu dreptatea ta. Deci, adică spuneți, ți l-ai făcut? Deci, ce important lucru avem ceva important? A bifat România ceva important anul ăsta, din punctul vostru de vedere? Hai că e an centenar. Centenarul. Acum, ce să zicem? E a bifat că a plinit 100 de ani. Da, și altceva? E ciudată întrebarea ta, pentru că îmi dau seama că nu am un răspuns. Și ăsta e un răspuns. Da, pot să spun că există un alt tip de... Folosesc termenul engleză, că nu știu pe ce rămâns, vibe. Mi se pare că lumea e mult mai implicată în anumite lucruri pe care le-a evitat până acum și asta, într-adevăr, e o transformare. Dar altfel, dacă o iau, viața de zi cu zi nu este absolut nimic schimbat, din contră, mi se pare că totul e tot mai aglomerat, da, și mai nepotrivit. Da. Dar revin la acel vibe. Este un vibe creativ, nou. Sunt oameni noi care apar și te surprind. Adică, din punctul ăsta de vedere, da, pot să zic că e ceva care m-a impresionat. Dar, într-adevăr, revenind la întrebarea ta, e... nu-i prea plăcut. Da. Eu sunt în sentimentul lui Ovidiu și am cunoscut chiar în acest an foarte mulți oameni mult mai deschiși, mult mai open-minded. Deci, cred că începem cumva să ne deschidem și să ne lăsăm purtați cumva de nou și de lucrurile care se întâmplă.